Studenții mehedințeni au ocazia să se angajeze în Germania. Este vorba despre ofertă de locuri de muncă venită din partea unui angajator german care dorește să integreze pe perioada vacanței de vară studenții români în câmpul muncii. Astfel și în Mehedinți, AJOFM organizează o selecție în acest sens. Perioada de lucru va fi de cel puțin 2 luni. Studenții care îndeplinesc condițiile solicitate de angajator vor da proba interviului prin Skype. Cei care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, să fie studenți la o facultate de stat sau particulară acreditată conform legii la cursuri de zi, deci doar la cursuri de zi, iar totodată o condiție obligatorie este ca studenții să aibă cunoștințe bune sau foarte bune de limba germană. Așa, după cum poate ați observat și dumneavoastră, pentru toate ofertele care vin în România prin ZAORS, oferte din Germania, sunt solicitate cunoștințe bune de limba germană. Și pentru aceste oferte care sunt oferite studenților, cunoștințele de limba germană sunt obligatorie și la un nivel destul de ridicat. Pentru a se putea înscrie, studenții trebuie să depună un dosar la sediul AJOFM care să conțină anumite documente. Este vorba de o copie după carte de identitate cu o valabilitate minimă de 6 luni de zile. Este vorba de o fișă de solicitare. În limba germană este Bewerbung 2017, care trebuie completată în 2 exemplare la calculator și semnată de către persoana în cauză. De asemenea, este necesară o adeverință de la facultate în care să se specifice anul de studii și ce tip de cursuri urmează studentul respectiv. Este un tipizat al fiecarei facultăți. Iarăși este vorba de o adeverință de la facultate, un tipizat în limba germană, în funcție de solicitarea instituției de învățământ, 3 fotografii tip pașaport și permisul de conducere dacă este cazul. Studenții care au domiciliul sau sunt înregistrați la o instituție de învățământ superior din județul Mehedinți trebuie să se adreseze Consiliului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți pentru a-și înregistra dosarele. Perioada în care se poate realiza acest demers este 5 ianuarie-9 februarie 2017. Reprezentanții AJOFM susțin că oferta pentru studenți este una binevenită, mai ales în contextul în care tinerii pot capta o multitudine de beneficii pe parcursul acestei experiențe.